Cât de important în e-commerce este brandul și cât de important este abilitatea de a folosi tool-urile de vânzare? Brandul e important în e-commerce la fel cum e important și în viața de zi cu zi. Este clar că un brand înseamnă un procent de încredere mai mare din partea clienților tăi și automat mai multe vânzări. Pe de altă parte, piața de e-commerce din România este încă suficient de permisivă, poate nu neapărat pe acele verticale de care povesteam și care sunt din ce în ce mai aglomerate și e mai greu, adică ai nevoie de investiție puternică, dar este suficient de permisivă încât să-ți găsești locul tău undeva în internetul românesc, în peisajul de e-commerce românesc. Sfatul meu este, uite, de exemplu, în zona de ITNC, dau un exemplu, în zona de ITNC care este extrem de aglomerată, există un magazin online care vinde aparatură profesională foto-video. Da? Nu, audio-video. Aparatură profesională. Deci gândește-te inclusiv la, nu știu, sisteme de sunet care costă 10.000 de euro. Da? Și este un magazin online care și-a găsit nișa și care vinde foarte bine. Deci poți să găsești o astfel. Nu este cu Hi-Fi. Eu știu de unul singur, n-am vrut să-i dau numele, acum s-ar putea să fie, dar știu, îl cunosc personal pe omul respectiv și știu că vinde, de nu se poate, adică a devenit în momentul de față chiar și distribuitor pentru alte magazine. Atâta vreme cât îți găsești o nișă a ta și segmentul ăla, tu ți-l speculezi pe ăla, există loc în piață, asta este clar. Dar ce e important este să vii cu produse sau să te gândești de la bun început ce ar putea să fie altfel, adică în felul lui să fie unic pentru tine. Chiar dacă vinzi fashion, dar să ai o chestie care să te scoată în evidență. Să fii tu unic în fața clienților tăi. Apropo de asta, este marketplace o soluție pentru începători? Este și nu este. Acum, deci marketplace-ul e un lucru bun, pe de o parte, dar este și un lucru care presupune anumite riscuri pentru un magazin online. E bine ca un magazin online atunci când ia decizia să intre într-un marketplace să știe ambele variante. Da? În sensul că este clar că te folosești de brandul marketplace-ului, folosești traficul pe care îl are brandul respectiv, drept urmare vinzi mai mult. Da? Adică lucrul ăsta este un lucru foarte bun pentru tine. Cunosc magazine online care vând în marketplace foarte bine și consideră că este că au luat decizia vieții lor. Da? Ceea ce e foarte bine. Pe de altă parte, te expui într-un fel sau altul unui risc. Indiferent că ne place sau nu, te expui unui risc. Dacă tu îți vei vinde produsele tale core într-un marketplace, există riscul ca la un moment dat marketplace-ul să spună îți mulțumim frumos, am văzut cam ce se vinde, de acum înainte lasă că luăm noi produsele astea de la furnizori și noi încheiem colaborarea. Și în momentul ăla este foarte posibil să te trezești exclus din sistem și mai este și aici un punct slab, în sensul că dacă tu până atunci ai fost un magazin online cât de cât cunoscut în verticala lui, de exemplu, nu știu, în verticala de articole pentru copii, tu ai fost un brand cât de cât cunoscut în mintea oamenilor, odată ce intri în marketplace, ușor, ușor brandul tău dispare, se diminuează, da? Și riști ca peste ceva timp să ieși din marketplace și să nu mai știe nici lumea nimic de tine, să zică who the fuck is whatever, și atunci practic ți-ai cam pierdut business-ul. Cam asta e ideea. Deci există și acest risc. Dar partea bună, sau să zicem recomandarea mea, este dacă cumva ai anumite produse care sunt, de-aia am spus core, care sunt unice ale tale, nu le vinde pe alea în marketplace. Vinde tipologia de produse la care nu ești. Cam asta e.